Bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! O surpriză pentru Joseph Bates. După accidentul pe care l-a suferit Ellen când era mică, ea nu a mai putut scrie, deși încercase de multe ori. Mâna ei era prea slăbită pentru a ține stiloul și când încerca, scrisul ei era atât de neîngrijit încât nimeni nu-l putea citi. Într-o zi, pe când Isus îi dădea o viziune lui Ellen, el i-a spus să scrie viziunea pentru ca lucrurile importante pe care i le-a spus să ajungă la cât mai mulți oameni. Ellen a ascultat și când a luat stiloul, mâna ei a încercat să mai tremure și a devenit puternică. Scrisul ei era ușor de citit. Aceasta era o minune și după aceea, Ellen a scris multe scrisori, cărți și articole în reviste. Capitanul Joseph Bates era unul dintre cei nerăbdători să audă și să citească ce scria Ellen. El era un așteptător credincios de multă vreme și deși fusese capitan pe mare, călătorind în multe locuri din lume, acum devenise predicator. El știa că lucrurile pe care le-a spus și le-a scris Ellen erau toate în conformitate cu Biblia, dar dorea să fie sigur că viziunile ei veneau de la Isus. Nu dorea să fie înșelat. Într-o zi, capitanul Bates a mers la o întâlnire în casa unui credincios adventist. Acolo era și Ellen și după ce a vorbit, Isus i-a dat o viziune despre unele planete care arată ca stelele noaptea. Erau foarte frumoase și când era în viziune, Ellen a vorbit despre ele. Capitanul Bates știa foarte multe despre stele pentru că acestea îl ajutaseră să își ghideze vasul. Când Ellen a vorbit despre benzi Rosalie și de 4 luni în jurul unei planete frumoase, capitanul Bates a fost entuziasmat. El știa exact despre ce planetă vorbea. Este planeta Jupiter, a explicat el. Apoi Ellen a început să vorbească despre o altă planetă cu inele frumoase și 7 luni în jurul ei. Acum vede planeta Saturn, a spus capitanul. La finalul viziunii, capitanul Bates a vorbit cu Ellen. Ai studiat vreodată astronomia? Este un studiu al stelelor, a întrebat-o el. Ellen s-a gândit o clipă și apoi a dat dezaprobator din cap. Nu amintesc să fi văzut vreodată o carte de astronomie, a spus ea. După acea zi, capitanul Joseph Bates a știut sigur că viziunile erau de la Isus. Joseph Bates i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că ne iubește atât de mult încât ne-a dat un proroc care să ne ajute să fim pregătiți pentru venirea lui Isus. Dar Ellen avea întrebări cu privire la ceva ce știa că Bates credea. De multe vreme, el începuse să se închine sâmbăta, ziua a 7-a a săptămânii, în locul duminicii, ca majoritatea creștinilor. El a spus că încredințarea aceasta își avea temelia în Biblie. Ellen a aflat că multe lucruri pe care le știa nu erau din Biblie. Acum trebuia să afle care era ziua sfântă. Era duminica, așa cum crezuse dintotdeauna? Sau era sabatul, cum credea capitanul Bates? Săptămâna viitoare vom continua și vom afla ce s-a mai întâmplat. Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!